Dacă au loc anticipate, se schimbă cumva situația în Parlament? Cred că da. În favoarea căror forțe? Drepte, stânga, centru? Cine nu. are de câștigat din anticipate? Nu, vedeți că eu, de multe ori, în răspunsurile mele care eu și, -și pentru dumneavoastră jurnaliști, pentru colegii din partid, eu trebuie să spun că lucruri mai mult optimiste decât pesimiste. Adică ne, ne încurajat Sunt ne... obligat. Dar cum? Cum altfel să eu să ridic lumea la alegeri să ne susțină dacă eu am să fiu pesimist? Trebuie de vorbit lucruri optimiste. Eu cred că Parlamentul este cardinal, nominal, nominal personal, pe, Personal nominal al Parlamentului, adică deputații acestui Parlament, cardinal, trebuie să modifice lista lor, să vină alți oameni, cu tot alți oameni. Cum poate să schimbe cardinal? Partidele sunt cei care își fac listele. Ele sunt cele care uh, decid cine o să intre în Parlament. Oamenii nu votează uh, deputați concreți, votează liste de partid. Așa, apropo, aceste... a ajuns în Parlament și ultima, ultima legislatura în care a fost Partidul Comuniștilor. Colegii dumneavoastră, jumătate din ei, peste cât timp s-au dus, v-au trădat, s-au dus de acolo? Cine poate da trebuie garanții? Așa, trebuie de primit... Dumneavoastră puteați să dați garanții Pe, când te, o să se ducă? Trebuie de permit lege de și această privire. Dacă noi ne jucăm așa de a, democrație, de a deputat, de că eu am dreptul, el are dreptul, el are dreptul, dar are și obligațiuni și obligațiunile trebuie scos în primul plan. Cine n-ar fi, el? ministru, deputat, președinte, nu contează. Dar dacă noi nu facem lucrul acesta, atunci așa să, să ne Și de fapt trebuie de fapt, de fapt de măsuri foarte drastice de primit în țară. O dată și o dată. Ce fel de măsuri Împotriva la toți. Măsuri drastice. Referitor la aceea că, de exemplu, de ce nu primim noi lege? Parlamentul nu primește lege despre confiscarea averii dobândite în mod ilicit. Păi de deci până lege. acum nu există așa lege? Există legea. Nu mai există. nu da, există. Și cui o și și o Avem trei dosare pe asta uh -huh. în Republica Moldova. Câți ani Doi de judecători și un procuror. Uh -huh. Câți ani de zile, trei dosare? Toate trei clasate da. o, de lipsă de probe. Problema nu este că nu este legea. Problema este că Problema nimeni e... nu vrea să o plice în Republica Moldova. Problema sunt mai multe. Și trebuie ele toate de hotărât, pentru că la noi nu numai această lege care dumneavoastră spuneți că este, eu știu că nu este. Sau este într-o variantă care... Îmbogățirea ilicită. Da, care... Și ea presupune confiscarea verii. Nu se poate să lucreze niciodată. Da, aceste lucruri trebuie. Trebuie de structuri serioase care să ocupe cu această corupție la nivel înalt. Corupția nu trăiește lăsat la țară. În centrul raionale, acolo, toți mai mișcă ceva din burjoazia asta, pitică. Dar ea e toată aici, e concentrată în Chișinău, pentru că aici sunt mai mult de 80% din tot venitul public anual a țării noastre. Aici tot, tot trebuie de făcut, de făcut regulă.